Am văzut că ați anunțat că urmează să fie scos la licitație serviciul de colectare și transport al deșeurilor, dar că în prealabil, da, va fi organizată o discuție la care sunt invitate să participe toate companiile din domeniu. Concret, ce trebuie să știe locuitorii sectorului 6? Ce se va schimba și ce se schimbă de acum încolo? În primul și în primul rând vreau ca să se observe că noi am publicat caietul de sarcini deja și că invităm și să-mi dea feedback pe el. Înainte se cumpăra caietul de sarcini. Adică numai cine dădea bani îl primea. Deci este public acum pe site-ul primăriei sectorului 6. Deci, ceea ce nu se întâmplă până acum. Diferența deci de abordare, deci transparența este completă. Da? Vrem ca să delegăm pe doar 10 ani serviciul de colectare și transport de la populație, în care să vină un operator care să aibă capacități să facă acest lucru. În acest moment, serviciul se întâmplă, dar eu sunt nemulțumit de calitatea lui. În sensul că mașinile sunt vechi, poluează, curge zeamă de gunoi din ele și miroase peste tot. Pentru prima oară au fost și amendați în mandatul meu, anul trecut. Am început să-i amendăm pe salubriștii din sectorul 6, nu pe unul singur, ci pe toți care funcționează și le curgea, veneau, ridicau gunoiul și rămânea mizeria acolo. Deci nu se va întâmpla decât să se înnoiască parcul de mașini, să avem un operator care își face treaba la timp și serviciile să fie de calitate. Asta e tot ce se va întâmpla. Asta trebuie să știe oamenii. De ce pe o perioadă de 10 ani? Pentru că pe servicii de utilități publice nu poți să vii pe o perioadă de un an sau doi sau trei, pentru că cel care vine trebuie să-și vină cu o flotă, să mobilizeze o flotă. Iar toate mașinile trebuie să aibă, de exemplu, Euro 6. Și să aibă niște elemente care îi presupune să facă o investiție. Și nimeni nu vine la o licitație din care pierde. Și atunci el vine cu propria flotă, evident, s-a luat în calcul, dar trebuie să facă și investiții. Și nu doar am pus în caietul de sarcini, nu doar ca să facă investiții în utilaje, ci inclusiv în puncte de colectare selectivă, pentru că vrem ca să scoatem genele din blocuri că sunt insalubre și avem și normative europene. Și fiecare, deci acest viitor operator va trebui să facă la blocuri, noi avem deja studiile de amplasare, le dăm de gata, să facă acele puncte pe patru fracții de colectare selectivă, că să ne civilizăm și noi. Deci el nu-și poate recupera investiția și face profitul reglementat, pentru că profitul este reglementat prin hotărârea Consiliului Local, nu-l poate face într-un an sau două sau trei. Să-și recupereze, vă dați seama, crește foarte mult costurile. Dacă ne-am. Și atunci, pe perioadă lungă de timp, de 10 ani, deci pe salubritate se practică și pe, de obicei pe utilități publice intervale de timp între 8 și 12 ani. 10 ani e doar de bun simț. Ce valoare va avea contractul? Undeva spre 100 de milioane, bani care vor fi plătiți de către populație și de agenți economici prin contract direct. Adică va face contractul cu salubristul. Deci va ajunge undeva, aici aș vrea să fac foarte pe scurt o precizare. Cine nu își va face contract cu salubristul va avea o taxă de undeva 20 și ceva de lei impusă de către Consiliul Local. Cine își va face contract cu salubristul va avea la jumătate, 12 lei. Taxă pe lună. Taxă lunară. Pe lună, da. Vă dați seama, 12 lei pe lună, jumătate de pachet de țigări, scuzați-mă. Da. Ca să-ți ia gunoiul timp de o lună din fața casei. Adică nu mi se pare o sumă care nu poate să fie suportată de populație. Cu asta în cazul în care va semna un contract. Da. Dacă nu va semna un contract, pentru că sunt foarte mulți free riders, adică oameni care zic, domne, suntem patru în apartament, dar de fapt plătim doi. Se întâmplă acest fenomen, se vede din cifre, este evident. Și atunci îmi pare foarte rău, dar cineva trebuie ca să ia și deciziile corecte. Și eu cred că sunt acel om. Toată lumea frumos taxă. Dacă ai făcut contractul cu salubristul, știu că nu mai ești free rider. Adică nu mai vrei ca să suporte alt cetățean costul propriului serviciu de care tu beneficiezi. Și mă veni cu această măsură. Ce feedback ați primit până acum? Feedback-ul este bun. Am văzut în general că sunteți pe Facebook cel puțin foarte prezent. Da, da. Și că le răspundeți cetățenilor. Păi răspund, cetățenii vă scriu foarte mult, recunosc, vă urmăresc. Da. Este fenomenul ăsta de postac. Postacul este acel individ care are o agendă proprie, de obicei plătit ca să fie postac.
De opozanții politici. Exact, exact. Și postacul nu are altă treabă decât să stă toată ziua pe diferite site-uri, cum e și al dumneavoastră și pe toate, ca să comenteze negativ. Și s-au apucat unii să comenteze, erau postaci că îi știu, deci nu cetățeni. Dar cetățenii sunt absolut ok. Dar sunt, vor să știe, vor să informeze, n-au o agendă politică, deci demersul este ok. Deci este cetățeanul postac care din asta trăiește, da? Care comentau că, domne, că de ce să nu dau pe 1000 de ani? Că de ce dai pe 10 ani? Păi stai puțin, eu am în spate un studiu de fundamentare foarte clar care spune că operatorul își poate recupera o investiție în atâta timp. Și nu se poate, dacă îl fac pe 4 ani sau mai puțin, costul ar fi mult mai mare. Da? Adică costul la populație n-ar mai fi doar 12 lei, nu știu cât o să fie, dar ar fi mult mai mare. Și atunci este un echilibru, da? Între o perioadă, dacă ai zice, domne, ok, vreau să fie doar pe perioada contractului tău, păi poate să-ți vină cu o flotă sau nu-ți vină la licitație, pur și simplu. Da? Corect, îți vine cu o flotă veche care face ce face și acum și nu ești mulțumit de calitatea serviciului. Acest contract este ambiția mea și o să fie bine la toate, dar ăsta, pentru că e o valoare foarte mare, să fie clar pe bune și foarte transparent. De aceea deja m-am adresat ANAP, care are un program cu Banca Mondială, ca să ne dea feedback pe proceduri. Deci ANAP urmărește licitația asta, Banca Mondială ne-a dat feedback pe procedura de achiziție ca să fie totul transparent. De aia am publicat deja creditul de sarcină înainte să scot procedura la licitație. Deci vă zic, în București mai multă transparență pe un astfel de contract, un astfel de procedură de achiziție, de cât este acum, nu a fost niciodată. Deci la orice sector. Deci niciodată, da? Nu a fost atâta transparență și atâta claritate. Deci, acum eu știu că contractul este mare, da? Este, vorbim de 100 de milioane aproximativ, care vor fi colectați la populație timp de un an. Pe un an 100 de milioane. Vă dați seama că sunt foarte mulți interesați, unii să nu se schimbe nimic sau alții în altă direcție. Și o să fie presiuni pe media, și o să fie atacuri, și o să fie contestații, și o să fie presiune. Mă aștept la chestia asta. Dar eu am conștiința împăcată că știu că vreau să fac pe bune această procedură de achiziție. Punct. Nu mă interesează altceva. O să fie manipulări. Eu am răspuns pentru toate.